Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campionat școlar intrajudețean. Vrem să avem un viitor. Centru de excelență Pași spre succes. Fuego, în concert Treonești. Iunie, de la ora 13 la Sala Mare a Consiliului Județean Bacău, a avut loc festivitatea de încheiere a campionatului școlar intrajudețean de atitudine ecologică Vrem să avem un viitor. Reciclăm deșeuri electrice și electronice, ediția 2023. Au fost prezentate obiectivele proiectului și despre importanța colectării selective a deșeurilor, dar și a dezvoltării unei atitudini corecte față de mediu și rezultatele obținute. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Să scot în evidență un lucru extrem de important și anume faptul că nu doar la nivelul județului, ci poate și la nivel de țară contează extrem de mult să conștientizăm ce înseamnă colectarea selectivă. Și să conștientizăm cu cei care se vin după noi. Cei care pot face lucrurile să fie mai bune decât le-am făcut noi, dacă sunt conștienți, dacă noi reușim să promovăm aceste tipuri de acțiuni doar pentru conștientizare și pentru a face ca populația, cetățeană, să înțeleagă că este extrem de important să colectăm selectiv, nu doar pentru faptul că avem o obligație, ci pentru faptul că așa ne putem asigura o existență curată. Știți, e al doilea eveniment organizat de Arvis, eu vorbesc în dublă calitate. De președintele Consiliului Județean, dar și de președinte Arvis. S-a mai organizat, dacă nu mă înșel, nu știu dacă anul trecut, tot un asemenea dumneavoastră, da, la nivelul municipiului, o acțiune de succes, cu cadouri, cu premii. Și cred că încercând să arătăm și o recompensă, să zic așa, virtuală. Faptul că ne gândim că tot ceea ce ați făcut noastră în acest campionat a adus un plus de mai bine pentru mediul înconjurător. Vedeți că noi, și la nivel european și nu numai, și la nivel mondial, se vorbește de energie verde, se vorbește de verde, se vorbește de natură. Nu te încarcă nimic mai mult decât o natură sănătoasă, un spațiu curat, o zonă de reconfortantă și pentru psihic, dar și pentru suflet. Oricât am fi noi de angrenați în problemele de zi cu zi, dacă devenim conștienți, o colectare selectivă, indiferent de care natură, fie că vorbim de deșeuri provenite din deșeuri provenite din zona electrică, nu? Din aparate electrice, care pot deveni periculoase pentru mediu, pentru ceea ce lăsăm noi pe viitor. Dar toate tipurile de deșeuri pe care rezultă din activitatea noastră zilnică, trebuie să o colectăm selectiv. Vedeți că ne ducem în altă țară și vedem cât e de curat. Și ați văzut acolo că sunt fiecare trebuie să plasticul la plastic, aluminiu la aluminiu, metal, hârtie, carton, sticlă. Și chiar dacă sunt măsuri coercitive, ne raportăm la ele. Facem de așa natură încât să colectăm selectiv. Încă noi nu am ajuns la nivelul acesta de conștientizare. Am încercat și prin acțiuni singulare, și împreună cu partenerii noștri, și împreună cu și noi, ultima acțiune, am făcut-o undeva acum 2 săptămâni împreună cu Adisu, care, din păcate, vedeți, se duce câteodată cu o conotație politică sau, poate cei mai bine intenționați, și văd rezultatul acestui. Am văzut cât de ușor se aruncă, fără să se gândească cineva că face rău,
Noi, ca și ADIS, avem datoria împreună cu Consiliul Județean și nu numai, și cu factorii responsabili, cu Inspectoratul General, cu școlile, cu elevii mai ales, care trebuie să, lor trebuie să le imprimăm acest mod de viață, pentru că e un mod de viață de a trăi curat și sănătos, să aducem la un alt nivel sistemul de salubrizare de la nivelul județului. Și prin aceste tipuri de acțiuni, pe care vă felicit pentru organizare, felicit echipa ADIS, felicit partenerii, dar în primul rând felicit copiii care au participat și școlile și, bineînțeles, și Inspectoratul General. Noi avem un parteneriat chiar corect, nu vreau să nu pomenesc pe domnul director la APM, care chiar un parteneriat corect și deschis cu agenția și de fiecare dată când am avut nevoie ne-a sprijinit pe toate planurile. Mulțumesc tare mult și acum putem da școlile. Noi cei mari, dar mă refer aici la adulți la vârstă, da, suntem datori cumva să accentuăm nevoia de colectare selectivă, pentru că undeva, generație după generație, ceea ce stricăm azi se vede că, sau au stricat alții, se vede că astăzi nu se poate repara și aici, bineînțeles, mă refer la ce accesizăm în schimbările legate de mediu și alte cele. Și atunci e pe umerii noștri, în mâinile noastre, stă cumva această putere de a aduce un aport, chiar dacă el echivalează poate de multe ori în gândul nostru, în ceea ce se vede cu o picătură, dar aportul acesta trebuie să existe și noi avem această datorie să încurajăm pe copii. De aceea și colegilor mei cadre didactice, directori și elevilor, bineînțeles, celor care au avut această disponibilitate de a se implica, de a persevera și iată de a concura în competiția de astăzi, da, tuturor le mulțumesc pentru gândul bun, pentru responsabilitate și responsabilizare în același timp și îi încurajez să mențină această direcție pentru că de multe ori ne poate salva. Mulțumim încă o dată și propunătorilor activităților, proiectului și concursului, competiției, dar bineînțeles și celor care au participat, au concurat efectiv. Consiliul Județean Bacău a găzduit închiderea proiectului Centrului de Excelență Pași spre Succes Bacău pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, înființat sub egida Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a Consiliului Județean, a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Asociația Pași spre Succes Bacău. La desfășurarea activităților a contribuit o echipă complexă care a gândit și ridicat acest proiect, devenit acum unic în țară. Dragii noștri copii, răbdarea voastră a fost excelentă și ea și asta dovedește că nimic nu e întâmplător și că răbdarea, perseverența, implicarea, faptul că v-ați lăsat pe mânuțele învățătorilor, am zis fie că sunt părinți, fie că sunt învățători propriu-ziși, au condus iată la ce e bine, frumos pentru voi, pentru că iată devenirea, formarea voastră este și trebuie să fie, de fapt, în grija noastră permanentă, să nu uităm că un singur scop avem în viață, de fapt, să ajungem la o stare de bine, să ajungem la a fi mulțumiți personal, dar bineînțeles și în cadrul familial și în comunitate, de ce nu, pentru că doar relaționările, doar aceste forme de alianță umană, sună un pic tehnic alianță, da? De alianță umană, de a pune suflet cu suflet împreună, de a pune nu știu, reacție cu reacție împreună, emoții cu emoție, toate acestea pot duce la ceea ce numim întregul din noi, pentru că la un moment dat cu toții ne dorim să simțim întregul. De foarte multe ori suntem nemulțumiți, de foarte multe ori realizăm că nu dăm atât cât am putea, că nu ni se oferă atât cât s-ar putea de către cei din jur mai apropiați sau da, cei din comunitate, cum spuneam, generic. Doar că
ține și de noi, ține de fiecare dintre noi și aici, părinți, într-adevăr, nu sunt de lăudat, sunt depus așa pe piedestalul forțelor umane care pot ajuta în momente de derută, în momente în care copilul este, eu știu, într-o formă de latență, dar care trebuie anulată tocmai prin a-l conduce, a-l implica, iată, în contexte pe cum centrul de excelență, da, în contexte care să îi dezvolte ceea ce are mai bun, mai frumos și moral. Că voi fi alături de niște părinți ca și mine, care se confruntă mai mult sau mai puțin cu probleme ale copiilor și nu în ultimul rând mă întâlnesc cu niște copii unde mi-am desfășurat toată viața, mai întâi ca și copil, apoi trecând de cealaltă parte a catedrei și atunci clar mă aflu mai, într-un mediu mai sigur și mai propice decât oricând și atunci n-am de ce să fiu decât foarte fericită și foarte mulțumită. Mulțumesc, Gabi, că m-ai adus în acest cadru, pozitiv. Mai mult decât pozitiv și e important nu doar că am început împreună toți cei de aici acest proiect. Într-adevăr, e foarte important că am recunoscut, cred, și cu asta am început fiecare dintre noi, de la părinți și apoi trecând prin profesori, că există probleme, apoi am trecut de la acceptare la a găsi soluții împreună și cred că asta e calea cea mai potrivită. Dar, evident că n-a putut profesorul de psihologie din mine să stea acolo ascuns după lecția de română a domnului profesor, de care ne-am bucurat cu toții. A ieșit sau iese și lecția de psihologie din mine. Cum? Că după ce am acceptat și nu e suficient, v-am zis, să inițiem o acțiune, așa ne învață pe noi la lecția voința, ci trebuie să fim pe tot parcursul să susținem energetic această activitate. Și atunci când simțeam că nu mai putem sau că nu mai avem energie, ori de cele mai multe ori venea Gabi și ne împingea de la spate sau ne susțineam unii pe alții. Și la fel, deosebită mi s-a părut și lecția domnului profesor Stanciu și dacă e să punctez tot ca profesor de psihologie, mă obsedează să vă zic proporțiile exacte, are mare dreptate, doar 7% transmitem prin cuvinte, 38% transmitem prin intonație și 55% prin non-verbal. Și la fel, cred că știți și simțiți, ceea ce încercăm să ascundem prin cuvinte ne trădează tot timpul prin emoție, așa că emoție să fie și să învățăm din ea. Mă bucur că suntem astăzi împreună. Mulțumesc părinților pentru că au avut încredere în ceea ce Gabi și echipa și toată lumea de aici a făcut. Mulțumesc copiilor pentru sufletul lor de dintotdeauna deschis, dintotdeauna cald, dintotdeauna blând și dornic de învățare. Mulțumesc profesorilor, da, și tuturor oamenilor de aici, celor care poate n-au reușit să ajungă astăzi, pentru că au rupt din timpul lor foarte prețios, așa cum zicea și Cristina, resursa cea mai prețioasă pe care până la urmă fiecare a adus-o în povestea asta a fost timpul și firește a fost și sufletul mare și dăruirea și faptul că n-a mai contat că e sâmbătă și că sâmbăta era școala plină și că sâmbăta nu era pe nimic deosebită de o zi obișnuită de școală. Firește mulțumire pentru toți oamenii care au susținut povestea aceasta și fără susținere n-ar fi putut să se întâmple. În cadrul evenimentului au fost lansate auxiliarul curricular pentru elevii cu TSI, diferențierea procesului de învățare, respectând metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu TSI și a ghidului metodic pentru profesori și părinți, tulburări specifice de învățare. Lansarea unui auxiliar curricular la nivel național. Și am să vă spun de ce este nou și este la nivel național. Cum spuneam, dislexia, disgrafia, discalculia nu e doar la română matematică. Echipa, profesorii, sunt de toate disciplinele. Fizică, chimie, geografie, educație tehnologică, biologie, consiliere,
educație fizică și sport, engleză, franceză. Mă uit așa să văd să nu omit pe cineva sau vreun obiect, desen, muzică. Pe piață, într-adevăr, sunt mai multe variante și mai multe cărți cu auxiliare pentru acești copii. Niciun auxiliar nu este, da, ca fișă de lucru model la toate obiectele. Aceasta este noutatea noastră. Pentru că la clasă, dumneavoastră ca și profesori și părinții, știm foarte bine, nu știm să lucrăm cu acești copii cu dislexie. S-a dus așa ca și idee română-matematică, dislexie română, matematică discalculie. Spuneam că la toate obiectele. Și atunci mi-am dorit acest ghid și pentru noi, dar și model pentru toată țara. Model de lucru pentru acești copii. Model de lucru pentru toate disciplinele. Nu a fost ușor. Am ținut un standard. Am selectat cele mai bune fișe. Am selectat creativitate. Am selectat imaginație. Am selectat noutate. Am selectat nou. Un moment emoționant a fost lansarea albumului de desene al elevei de excelență Tamara Păduraru din clasa 8-a. În cadrul întâlnirii s-a subliniat importanța susținerii acestor elevi, dar și a părinților, pentru diminuarea și chiar înlăturarea barierelor educaționale. Pentru că proiectul Centrul de Excelență Pași spre Succes a fost un real succes, la final participanții au fost răsplătiți cu diplome de excelență. Veste extraordinară pentru admiratorii îndrăgitului artist Fuego. Acesta va concerta la Onești. Spectacolul face parte din seria de evenimente programate în cadrul recitalurilor verii. Mai multe despre acest eveniment aflăm de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Tenie. Proiectul Recitalurile Verii, organizat de Primăria Municipiului Onești prin Direcția Cultură, continuă, așa că la finalul acestei săptămâni, mai exact pe 18 iunie, de la orele 18, în Parcul Municipal din Onești, vă invităm pe toți, de la mic la mare, la un concert extraordinar susținut de îndrăgitul artist Fuego. Acesta continuă șirul evenimentelor de vară, să spunem așa, în aer liber, în Parcul Municipal, și vă așteptăm cu drag. De asemenea, tot în cadrul aceluiași proiect, pregătim pentru data de 9 iulie un concert susținut de Quartetul Pasione. Cele mai îndrăgite arii vor putea fi auzite în Parcul din Onești. Îndrăgitul artist Fuego a transmis pe rețelele de socializare faptul că nu a mai fost de mult timp la Onești și că abia așteaptă să se reîntâlnească cu fanii săi. Ei, prieteni, vă salut cu drag și îi salut pe toți oneștenii, pentru că despre ei este vorba în această lună. Pe data de 18 iunie, la ora 18, în Parcul Municipal Central din Onești, voi susține un recital special pentru voi, dragi moldoveni din Onești. Nu am fost de mulți ani la dumneavoastră și de-abia aștept să urc pe scenă, să cânt pentru voi cele mai frumoase refrene din repertoriul meu. Și mă bucur pentru că se întâmplă lucrul acesta anul acesta, când împlinesc 30 de ani de activitate profesională. Așadar, mulțumesc pentru invitație primăriei și de-abia aștept să cânt pentru voi pe 18 iunie la ora 18 în Parcul Municipal din Onești. Vă aștept cu drag acolo! Sâmbătă 10 iunie de la ora 9 la sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești a avut loc campionatul național școlar la judo. Au fost prezenți peste 150 de sportivi ce au reprezentat 20 de cluburi din toată țara. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Dragi sportivi, astăzi avem bucuria să fim gazdele unui eveniment de o importanță deosebită pentru sportul național, dar și pentru comunitatea noastră. Suntem prezenți într-o sală frumoasă, o sală cu un nume emblematic ce poartă numele marii noastre campioane, Nadia Comăneci.
Mă bucur că sunteți azi prezenți, mă bucur că putem fi gazdele dumneavoastră. Este a treia competiție din acest an care se desfășoară aici după Cupa Nadia și Olimpiada Națională a Sporturilor Școlare. Iată că astăzi suntem prezenți la Campionatul Național Școlar. Așa cum spunea Șalin, 150 de copii din peste 20 de cluburi astăzi vor da tot cei mai buni din punct de vedere sportiv pentru această competiție. Eu vă urez succes și tot binele din lume. Comisia de organizare a Campionatului Național al Sportului Școlar vă urează un bine ați venit la noi în municipiul Onești. Sunt sigură că o să fim niște gazde bune, spun eu așa. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți voi, sportivii, tinerii din ziua de azi, pentru că vă petreceți foarte multe ore de antrenament și știm că în spatele acestui spectacol pe care dumneavoastră o să ne-l oferiți azi sunt ore de sacrificiu, de muncă, pentru că știu că trebuie să țineți și o anumită dietă ca să vă încadrați în categoriile de vârstă, de kilograme, cred că am dreptate. Vă urez mult succes, cel mai bun să câștige. În viață știți cum e, nu putem fi toți câștigători, trebuie să mai fie și cei care mai pierd, dar tot timpul avem ceva de învățat din lucrul acesta. Vă urez mult succes, felicitări, multă sănătate, felicitări părinților pentru că v-au îndrumat pașii spre acest sport, felicitări antrenorilor și vouă special, dragi sportivi. Vă mulțumesc! Vă spun și eu bine ați venit la Onești. Felicit în primul rând sportivii și antrenorii pentru efortul depus. Sper ca organizarea noastră să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. De asemenea, sperăm să organizăm și pe viitor alte frumoase competiții în această frumoasă sală. Vreau să mulțumesc celor care ne-au sprijinit în organizarea acestei competiții. Mulțumesc domnului primar al municipiului Onești, domnul Laurențiu Nechină, nu doar pentru această competiție, pentru că dânsul este alături de noi la toate competițiile sportive. De asemenea, mulțumesc inspectoratului școlar, reprezentant de doamna inspector general Ana Maria Egarmin. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 15 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Vineri 16 iunie, în cea mai mare parte, cerul va fi înnorat. Mercurul în termometre ajunge până la valori de 27, chiar 28 de grade Celsius pe alocuri, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.